Tot mai mulți moldoveni apelează la tratamentele naturiste. Întâlnim multă informație precum că ierburile sunt una dintre componentele principale ale oricărui remediu. Ar vindeca totul mai mult, ar fi mai eficiente decât medicamentele. Despre tratamentul cu plantele medicinale discutăm astăzi cu medicul nefrolog Liliana Gropa. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Gropa, în primul rând vreau să vă întreb un lucru extrem de important pentru populație. Tratamentul naturist este un tratament sau este totuși o soluție care ajută? Deci, tratamentul naturist, aș spune că este mai mult o soluție care ajută. Deci este mai mult pentru reabilitare, pentru profilaxie multor maladii. Iată, de exemplu, dacă luăm guta, da? Este o boală metabolică în care avem un exces de săruri, deci de acid uric. Pentru a avea tratament, este nevoie de preparate medicamentoase și, desigur, de ceaiuri, de codițe, de cireșe, de vișine, care ajută, deci, organismul să lupte cu această boală și să ajute ca să nu se acumuleze aceste seruri, dar nu înlocuiește tratamentul. Pentru că foarte multă lume zice, eu nu vreau să iau produse chimice, mă duc să-mi iau trei feluri de ceaiuri, le mixez eu și știu ce-mi fac. Din nou, o altă întrebare. Mixatul plantelor la propriul ochi, așa cum ar veni, nu cumpărat deja amestecul făcut din farmacie, este corect și poate fi într-adevăr nociv pentru sănătate sau doar nu o să dea efectul scontat? Știți, fiecare plantă este nevoie ca înainte de a o administra, de consultat un medic. Fiindcă fiecare plantă, ca și orice substanță, are partea pozitivă și are partea negativă. Iată, de exemplu, același deci, mușețel, care este folosit pe o scară foarte largă pentru afectările tractului gastrointestinal, dar este dovedit că dacă se folosește mai mult de un litru, pe parcursul mai mult de 30 de zile, duce la dereglarea florii intestinale. Deci, același mușețel, dacă luăm coada calului, deci tot este o plantă care se folosește pe o scară foarte largă în afecțiunile urogenitale, de asemenea, folosit timp îndelungat de oameni sănătoși, poate să ducă la fotosensibilizare, poate să ducă la iritația tegumentelor. Și încă un exemplu, pot să dau salvia, care are un efect antiinflamator destul de bun în patologia reumatică, se folosește pe o scară foarte largă, dar dacă o folosim timp mai îndelungat, ea conține și fitoestrogeni. Și dacă o folosim mult timp îndelungat, în special doamnele, în perioada de postmenopauză, duce la hipoestrogenism. Deci fiecare ceai medicinal este nevoie de a fi indicat de un medic și sub controlul medicului. Am putea spune că această recomandare este valabilă ca și în cazul antibioticelor care ar trebui să fie prescrise de medic pe rețetă și nu să se vândă liber în farmacii? Nu chiar ca antibioticele, fiindcă deoarece antibioticele duc la reacții adverse chiar la primele zile de administrare. Iar plantele medicinale, deci pe timp îndelungat de administrare. Eu aș zice că mai pe o scară largă ar trebui de folosit ceaiurile din fructe, aceiași cătin, aceiași măcieși, aceiași afin, fructele de pădure, care sunt benefice pentru organism și care nu duc la efecte adverse. Deci nu au efecte adverse? Nu au în așa măsură ca și plantele medicinale. Care ar fi dintre plantele medicinale care pot fi consumate fără supraveghere, de exemplu, fără să aibă efecte adverse puternic? Sau fiecare plantă medicinală trebuie sub controlul medicului luată? Toate plantele medicinale administrate timp îndelungat este necesar de a fi supravegheat de un medic. Doamna Gropa, în ultima vreme este tot mai la modă toate curele astea de detox. Ne detoxifiem, bem toată ziua doar ceaiuri de mușețel, care se dovedește că ne strică și flora intestinală. Ce părere aveți despre aceste cure de detoxifiere și cum ar trebui ele să fie tratate de omul care intenționează să o facă? Curile acestea de detoxifiere sunt foarte bune pentru organism. Chiar în aceeași Biblie toți cunoaștem că este scris că miercurea și vinerea trebuie să facem, deci, un fel de
Post, da, da. Acum aceste posturi sunt dovedite științific, sunt studii randomizate, că ele sunt de un folos foarte mare, fiindcă organismul se regenerează, deci, practic, scot toxinele, scot substanțele, deci, inflamatorii, dar și această cură de detoxificare este necesară să fie efectuată sub deci observația unui medic, deoarece este necesar nu numai sucurile și ceaiurile, dar este necesar de a face și curățirea intestinului. Este necesar de a administra un anumit fel de ceaiuri și nu același ceai timp de parcursul la 3 zile sau toată ziua. Deci de combinat, în dependență de patologie pe care o are deci persoana dată, în dependență de riscurile, în dependență de ce este în familie, fiindcă știm foarte multe maladii au predispoziție ereditară. Deci toate acestea este necesar să luăm în vedere. Deci totuși este bine ca un medic să-ți prescrie lista plantelor pe care să le pui în ceaiul de detox, chiar și pentru o singură zi. Chiar și pentru o singură zi, desigur că. Și cred că e o ultimă întrebare. Am vrut să vă întreb, dacă tot sunteți nefrolog și să vorbim la acest capitol, oamenii au tendința permanent să-și curățe ceva. Nu știu de ce nouă ne pare că organismul nostru este atât de murdar, dar atât de murdar, că noi tot timpul vrem ceai de purificat rinichiul, ceai de purificat ficatul, ceai de purificat fierea. Dacă vorbim de rinichi, este corect acest lucru? Rinichii se purifică cu ceaiuri? Se scot pietrele cu ceaiul? Sau îi lăsăm rinichii să funcționeze așa cum i-a dat mama natură? Știți cum? De purificat este foarte necesar, dar cel mai bun purificant este apa. Deci apa curată, apa de izvor, care poate fi administrată, deci 2-3 litri în dependență, iar încă o dată subliniez, în dependență de starea organismului inițială. Deci, iar cură de detoxificare a rinichiilor, a ficatului, este postul intermitent. Deci, post cu dieta adecvată sau chiar fără nicio dietă, numai cu apă, pe parcursul la unei zile, pe parcursul la 24 de ore sau 48 de ore. Deci, în dependență cum sunt necesitățile organismului. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații într-adevăr utile, pentru că chiar și eu eram de părerea că un ceai de plante nu strică. Apropo, ca să nu uit, văd în farmacie de fiecare dată ceai, ceai de dimineață, ceai de seară, ceai... E ok să bem, dacă bem o dată în săptămână, de exemplu, un pliculeț din acest ceai de dimineață sau de seară? Pliculețul nu este bine de a fi administrat, fiindcă nu știm precis ce este în acest pliculeț. Cel mai bine este de a avea frunze de minte, frunze, floricele de același mușețel, fiindcă știi precis în ce zonă deci le-ai cules, ce ai pus, cum le-ai uscat. Acesta ești sigur. Iar pliculețul de multe ori sunt și substanțe chimice care dăunează organismului. Mersi mult, doamna Gropa, pentru informații utile și sperăm că telespectatorii noștri vor ține cont de asta și nu vor face mai mult rău organismului decât ar putea face bine.